15 părinți, a căror copii se învață în instituția noastră, nu au fost niciodată la adunarea cu părinții, deși copiii de acum sunt în clasele mari. Aici vorbim de responsabilitate. Cu greu se înțelege că procesul educațional și adevărata performanță se obține și prin implicarea activă a părinților, nu doar prin aflarea veștilor proaste despre activitatea școlară. Simpla motivare a lipsei timpului, a oboselii, chiar nu este o scuză valabilă pentru dumneavoastră care să justifice nepăsare și neimplicare. Părinții așteaptă prea mult de la școală și nu fac mai nimic pentru dezvoltarea unei relații mai strânse. Pentru ei, școala este singurul responsabil de educația copiilor. Unii consideră că odată ce copilul va păși pragul școlii, profesorul va începe a lipi din el, ca din ceară, o minunată personalitate. Însă acest lucru nu e atât de ușor de realizat. Dezinteresul părinților poate mărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de curs. Stimați părinți, sunteți cei mai apropiați de copii și le recunoașteți și cunoașteți cele mai bine nevoile și dorințele lor. Rolul dumneavoastră este foarte important în activitatea lor școlară. Prin ședința de astăzi vrem să vă determinăm pe dumneavoastră să înțelegeți că ușa la școală este întotdeauna deschisă și că întotdeauna veți fi bine primiți să vă vedeți copilul la lecție. Doamna Tamara Cădoșescu, prezint necesitatea comunicării, de fapt, dirigii de părinte în zilele actuale. Educație. Cei 7 ani de acasă. Aceasta vrem noi. Și cine sunt primii cei care educă omul, copilul? Acesta sunteți dumneavoastră, părinții. Fiindcă părinții sunt primii educatori copilului. O tânără femeie, a doua zi după ce a născut un copilaș, a plecat la un înțelept să-l întrebe, zice, înțeleptule, de la ce vârstă să mă ocup eu cu educația copilului meu? Înțeleptul întrebă, dar ce vârstă are? 2 zile. A întârziat, doamnă, cu 2 zile. Adică trebuie copilul educat de la prima oră când apare pe lume. Să nu ratați nici dumneavoastră această șansă. Vine copilul la școală, 7 ani de acasă, mai are sau nu are? Și atunci noi continuăm ceea ce ați spus dumneavoastră la temelie, educația care ați dat-o acasă, noi diriginții. Vorbesc ca dirigent fiindcă prin fața mea au trecut mii și mii de copii. Și în sală sunt mulți părinți care fie că mi-au fost elevi, fie că le-am fost dirigentă sau le sunt dirigent. Și știu cum am colaborat cu dumnealor, cu părinți. Ce trebuie să facem noi împreună cu dumneavoastră? Trebuie să avem, accentuez, aceleași cerințe față de copii. Dacă noi la școală spunem una, dumneavoastră continuați acel lucru bun, desigur, spus acasă. Dacă dumneavoastră ați spus o temelie bună acasă, noi să o continuăm la școală. Noi trebuie umăr la umăr, dirigintele și părinții, să pășim pe același drum, pe aceeași cărare, împreună, să ne sprijinim unii pe alții, adică părinții, dirigenții. Să avem aceleași cerințe, mai zic o dată, cerințe unice față de copii. Să ne sprijinim unul pe altul, să nu ne învinuim unii pe alții, să nu ne învinuim reciproc, dar să mergem pe aceeași cale și să vedeți că atunci o să avem succesă. Fiindcă copiii noștri vor multe de la noi. Știți că ei sunt oglinda noastră. Ei ne văd tare bine și pe dumneavoastră, părinți, și pe noi elevi. La un sondaj, am făcut un sondaj cu elevii și numai ceva vă spun. Ce vor copiii dumneavoastră, a noștri? Mai des adunări cu părinții. Eu am luat unele secvențe. Dirigintele, ghid pentru elevi, exemplu personal. Lipsește dragostea părinților, căci sunt plecați peste hotare. Părinții să nu verifice telefoanele mobile, mesajele. Deci copiii noștri tot de acum sunt mai mari, au și opinia lor. Și poate noi câteodată intervenim acolo unde n-ar trebui să intervenim. Se întâmplă așa că câteodată copilul dumneavoastră plânge pe umărul dirigintelui. Dar ar trebui ca să plângă poate pe umărul mamei. Și câteodată noi suntem a doua mamă. Așa și trebuie să fie. N-ar strica ca dumneavoastră să veniți mai des la școală. Te se întâmplă așa că părintele vine funguța la școală și te salut și zici, vă rog, arătați-mi catalogul să văd ce note are copilul meu. Fără doar și poate că asta este important, notele. Dar ar trebui mai întâi să întrebe, dar cum copilul meu la școală? Dar el simte responsabilității? Dar este el cool? Dar vă ascultă? Care sunt relațiile lui cu colegii, cu profesorii, dacă este bine cultivat, să zicem, ar trebui atât aceasta să prevaleze. Fără doar și poate că și nota e principală, dar să nu vă grăbiți ca repede, să vedeți catalogul cu notele și gata. Fiindcă
Nota vine și se duce, poate să crească, poate să coboare, dar omul rămâne om. Și nu vreau să zic că nu trebuie știința de carte, trebuie, foarte trebuie. Dar principalul, mai întâi, să fii om, ca să putem să-l înțelegem. Aceste lucruri fiind spuse, vreau să vă zic că de multe ori copiii noștri au nevoie de mamă care să fie. Să plângă poate pe umărul, cum am zis eu, a mamei, nu a dirigentului de clasă, că de multe ori a fost și așa lucru. Mi-e dor de mama, dar ea nu este. Și acestea sunt lucrurile care copiii noștri le spun des, fiindcă aceasta este problema noastră și așa e. Mi-e dor de mama, dar ea nu mă aude. E departe, pustii să uite ochii mei în carte și așternutul-i rece și pustiu, căci nu e mama. Va veni? Nu știu. Vecinul meu cu mama lui era. Râdeau în doi, ce tare mă durea. Eu ce folos am bani în buzunar, îmblu străin, nemângâiat, hoinar. Dar sunt, îmi strâng durere în ghem la piept. Vino, măicuță dragă, te aștept. Mi-e dor de mama. Dar ea nu mă aude, nu mă vede, e departe, pustii să uite ochii mei în carte. Vecinul meu cu mama lui era, râdeau în doi, ce tare mă dorea. Eu ce folos, am bani în buzunar, îmblu străin, nemângâiat, hoinar, dar sunt. Nu vreau nici soare, că mă doare. Mă doare inima în piept, mi-e dor de mama și-o aștept. Așteaptă copiii noștri, pe mamele care sunt plecate, așteaptă tații, dar suntem noi cei care trebuie să fim alături. Dirigintele, profesorul și părinții. Îi așteptăm să vină acasă, cu toate că și noi putem face ceva pentru ei, ca să-i vedem aproape. Copiii vor căldura noastră, de-ați ști câteodată cum stau lacrimile în ochii lor, când le vorbești de mamă și ea nu-i, de tată și el poate nu-i. Dar suntem noi profesori, suntem noi dirigenții, care oși cum n-ar fi, tânăr, mai în vârstă, suntem mama lor a doua. Și nu odată copiii dumneavoastră au plâns pe umărul nostru. Doamna Elena Badrajan, președintele Comitetului Reprezentativ al Părinților din liceul nostru. Asociația Părinților, în susținerea procesului educațional la școala medie numărul 3, accentuez școala medie numărul 3, din orașul Sângerei, fosta, care la moment este liceul Olimp, a fost creată în anul 2002. Pe timpul când mijloace financiare nu ajungeau nici pentru încălzire, nici pentru achitarea energiei electrice, pentru susținerea procesului educațional. S-a creat atunci, ca cu suportul financiar al dumneavoastră, cât de puțin de contribuit ca și procesul educațional cât normal la momentul acela. La ziua de azi, după nouă formulă de finanțare, când pentru fiecare copil care își face studiile în instituția de învățământ, guvernul alocă o anumită sumă de bani și care la momentul de față bugetul liceului Olimp este mare și își acoperă singur toate necesitățile, Asociația Părinților vine cu propunerea către dumneavoastră. Propunerea vine de bun acord cu conducerea liceului, am discutat-o, ca să modificăm statutul asociației, punctul 4.5, începând cu 1 ianuarie 2014, cotizația de membru în Asociația Părinților se lichidează. Nu mai este. Contul în bancă rămâne. E posibil pe parcurs parvină din partea cărorva organizației. Ajutoare financiare, sponsorizări, contul menținem. Asociația Părinților rămâne mai departe numai cu statut de organ consultativ și de sprijin în procesul educațional al liceului Olimp. Și ca să luăm o decizie, este nevoie de a pune la vot. Sunteți de acord că începând cu 1 ianuarie 2014 se lichidează cota, cotizație de membru a Asociației Părinților la școala medie numărul 3, fiindcă așa și nu s-a schimbat denumirea ei. Vă rog votați! În liceul Olimp bani de la 1 ianuarie nu se mai colectează. Domnul primar, mă rog. S-au schimbat valorile, s-au schimbat timpurile. Dacă noi cu dumneavoastră, când am crescut în familie, părinții ne dau însărcinarea, ducându-se la deal, să hrănim toate animalele, apă să le turnăm și așa mai departe, oare după masă, după școală, să-ți iei sapșoara, să bii la mine pe dealul cu tare,
Astăzi, această berigă nu mai este, copiii noștri vin, telefonul mobil, computatorul, internetul și distracțiile. A dispărut veriga educației prin muncă și de atâta o parte din rezultatele care noi astăzi le avem este acela tablou care astăzi ne l-a fost descris. Fiindcă aproape 50 de copii care astăzi studiază în liceul Olimp sunt lăsați practic fără supraveghere. Eu, ca primar, deseori, odată când mă întâlnesc cu copiii, ai spunem, ai noștri, în parc, în scoarul care vedeți dumneavoastră în fața casei de cultură, mâncând răsărit, suindu-ți cu picioarele, odată pe scaune, chiutile astea care sunt, sticlele de la băut, de la bere, băutură, toate aruncate. Și stând de vorbă cu domnilor copii, vedeți, parcul, florile care s-au pus aici, este pentru dumneavoastră, pentru frumusețe. De ce dumneavoastră nu pastrați? Știți ce-mi spun unii alții? Da, așa este, femeie care trebuie să facă mătură și trebuie să mă prânești deja pe parale. În afară de asta, trebuie să vă comunic lămpile care le vedeți în parc. De când eu sunt primar, de acum a treia oară le schimbăm 100%. Cu 3 săptămâni în urmă, sau o lună, venind la lucru dimineața, să sâmbătă spre duminică, toate lămpile stricate, 100%. Asta ce ne faci? Sunt copiii noștri. Slavă Domnului că poliția i-a depistat și i-a găsit. Alt tablou, alt tablou care tot cu tinerii, cu copiii noștri, ne întâlnim și care au părinți. Vreau să zic că vin, merg tot aici prin parc. O echipă, 4 băieți și 4 fete. Da strigă, da țipă și toți cu gărăfli, cu băieții cu gărăfi de bere în mână. Prostiile cele mari de pe lume. Eu vă spun că sunteți părinți, vă să le spun așa cum este. Și eu mă apropii de fete, mă salut, bună ziua. Fetelor, și voi prieteniți cu așa tineri care așa vorbesc urât. Da, și mergând, când eu mergeam în urma lor, ele prindeau fete de gât și le turnau bere cu deasela. Asta e ziua mare. Și ele auzind, văzând, repede au fugit, dar unul dintre ei se apropie de mine și zice, nu știe că eu, nu mă cunoște că-s primar. Pe urmă, fetele i-au spus, băi, tu ai greu cu primarul. Dumneavoastră, văd că sunteți așa om, zice, dar răspundeți la o întrebare. Care e cea mai mare valoare pe lume? Să răspundeți la întrebarea asta. Eu îi spun ce, nu sunteți corect. Cea mai mare valoare este distracția. Că noi ne-am născut, trebuie să ne distrăm. De ce ea? Eu vreau să spun aceștia, trebuie să văd mai multe. Însă cei ce azi au vorbit profesorii în fața dumneavoastră, au vorbit de la inimă, au vorbit sincer. Și noi cu dumneavoastră, permanent, trebuie să avem o comunicare. Și permanent să apropiem copiii noștri de noi. Vedeți că ei s-au înstrăinat de noi. S-au înstrăinat. De atâta, să trăim mai mult cu problemele, să ne învățăm cum la școală, ce note primit azi, și așa mai departe. Noi avem orășelul. Noi, primărie, cea mai mare problemă o avem cu curățenia în orășel. Dimineața, vedeți, mai ales centru aici, faci curat. Când treci de acasă, când trec copiii acasă, s-a schimbat și situația. Eu știu că dumneavoastră le dați și un ban, o bomboană în buzunar, un pateu, însă spuneți-le că tu nu arunci hârtie și e pe stradă. S-o aduc acasă, o pui în căldăruș, acolo unde la alt parte. Când nu dovedim. Răzic că noi suntem 10 oameni care fac curățenie și la un om revine 1400 de cetățeni. Adică 1400 aruncă, dar unul strânge. Și totdeauna spuneți dumneavoastră, dar unde se unte primăria, dar unde se ce. Noi menținem, noi lucrăm, însă totul depinde de noi. Orașul este al nostru, al tuturor și nu este numai al primăriei. În lucrarea primăriei cu liceele, noi am avut o lucrare foarte fructuoasă, s-a făcut multe lucruri bune și acum, într-adevăr, lucrăm. Vreau să vă dau numai o pildă la liceul rus. Noi, printr-un proiect, vreau să am schimbat toate ușile, toate fereștele, am făcut termoizolarea la blocul central, am schimbat înăuntru toate lămpile, că cădeau de acum jos. Și știți, în fiecare lună avem economisire la energie electrică și gaze de la 35 până la 50%. Și aici lucru trebuie să-l continuăm. Eu vreau, într-adevăr, să accentuez, cum a accentuat și doamna directoare, că ați contribuit mult și dumneavoastră, pentru ce vă suntem foarte recunoscători. Nu vreau să vă opresc la proiectele care în perioada trecută noi le-am implementat. Vreau numai să vă aduc la cunoștința dumneavoastră că în prezent primăria are un șir de proiecte care se apropie de finalizare legate de schimbarea locului de amplasare a stației de epurare, a apelor reziduale de cum e în oraș, o ducem tocmai la pod la Filimon și să facem canalizarea la sectorul de la Popeda și partea asta a străzii Rădoaie. La fel avem proiect reparația capitală a drumului central, șoseaua noastră și cu acumularea apelor reziduale. Acum suntem în căutare, vă zic, a surselor financiare. Eu știu de câte ori pe zi de fiecare dintre dumneavoastră, mai ales cei care aveau mașini, eu eram pomenit când drumul nu peste tot era reparat. Mulțumesc, vă zic, că Consiliul Raunal
personal că au fost atribuite acele 500 de mii de lei și s-au reparat. Stimați cetățeni, toate proiectele care vin, ele întotdeauna trebuie o susținere de și din partea dumneavoastră. Alt proiect care noi l-avem, avem proiectul cu schimbarea iluminării pe strada centrală și cu timp vreau zic că să ne mutăm și pe străzile care le avem, mai ales sectoarele tinere, nou formate, n-au lumină. Acum avem proiectul gata și pentru toți cetățenii care au primit loc de construcția caselor pe la Ghiocel. Avem și acolo proiectul de 78 de mii și cred că în primăvara anului curent vom stabili lumină ca familiile tinere să înceapă construcția caselor. Mai avem, răzică, și alte proiecte. Practic toate grădinițele am înaintat proiectele la Fondul de Eficiență Energetică ca să le reparăm capital, să schimbăm și lumină și termoizolare și tot. Recenta întâlnire care a fost aici în raion cu domnul Vlad Filat, la grădiniță numărul 1 din Sângerei, practic tot inventarul, tot ce este înnoit. Practic, bugetul primăriei este primit în prima lectură, cu un buget de 13.158.000 de lei, dintre care 7 milioane se duc la întreținerea grădinițelor, adică hrana, căldura, lumina electrică și alte necesități, iar 5 milioane ceva vreau să duc la achitarea salariilor și practic pentru dezvoltarea orașului, pentru rezolvarea problemelor a orașului, nu avem niciun ban. Unica ieșire, ce v-am spus mai înainte, proiectele. Și de atâta vreau ca întotdeauna să fim susținuți de către dumneavoastră la implementarea proiectului. Președintele raionului, domnul Gheorghe Mianu. Mulțumesc că m-ați invitat la această adunare. De obicei sunt invitat acolo unde sunt probleme, unde sunt întrebări de gen raional sau oricărei instituții. Dar acum chiar am așa o onoare ca să fiu invitat la o adunare generală a liceului, cel mai mare liceu din raionul Sângerei, care are un buget cel mai mare. Acum discutam cu doamna Șășcanu că domnul primar se laudă că are 13 milioane pentru... Primărie 13 milioane, dar nu 7. Dar liceul Olimp are 7. Și care sunt problemele care le îndeplinește sau cerințele care se cer la o primărie și ce face un institut de învățământ. Sigur că guvernarea de astăzi pune accent pe educație, pe sănătate, pe copii mai mult. Și eu cred că ceea ce face acum guvernul, că se alocă bani anume acolo unde se merită și chiar propunerea sau ideea liceului Olimp, care ca atare iese din altă parte, cum a spus doamna Șcanu, vine de la piața din orașul Sângerei, cu colectarea a câte 50 de lei pentru în fondul școlii. În urma vizitei mele la această piață, cred că de la 1 ianuarie nu o să colecteze nicio școală în raionul Sângerei bani mai mult. Asta este un lucru care cred că vor să vadă fiecare părinte, fiindcă pe alocuri unii din părinți, cei care poate nu sunt sau nu își bat capul atât de mult de instituții de învățământ, chiar nu sunt la curent cu ce se întâmplă în școală sau chiar nici nu vreau ca să vadă unii se cheltuie bani. Și în discuție cu directorul din instituții de învățământ și cu directorul învățământ am luat o decizie că de ce nu? Am găsit noi banii ăștia care sunt necesari pentru orice instituții de învățământ, dar să lăsăm părinții, oamenii de la sate, să nu mai cheltuieți bani, fiindcă avea noi statul și suntem obligați să avem grijă de copiii noștri ca să crească, să învețe bine și să se simtă bine în școlile care învață. Ce este de instituția dumneavoastră, sper că ați auzit un șir de momente frumoase care se fac acum în liceul Olimp, după cum am spus, este cel mai mare, este cel mai impunător, cu rezultate bune și cu un buget foarte și foarte bun. Și aflându-se în centrul orașului Sângerei, cred că o să capete și un aspect mai frumos în timp apropiat, ce este de exterior, ce sunt de întreg și o să demonstrăm că, într-adevăr, în orașul Sângerei, în instituții de învățământ se fac lucruri frumoase și bune. N-am să vorbesc, cred că, nu știu, avem foarte multe restanțe în fața domnilor voastre, fiindcă venind în campanie electorală, avem restanțe mari care vă le spun. Cei de lucruri bune, că o să vorbească altcineva, dacă o să dorească, dar o să vă spun. Cei ține de apă, aprozarea cu apă, tot raionul Sângerei, noi acum suntem, aducem apă din Nistru, suntem în Sângerea Nouă aproape, o să fie și în orașul Sângerei, presupun eu că în primăvară, în toamna anului viitor. Cei ține de drumuri, într-adevăr, avem drumuri dezastruoase în tot raionul Sângerei, care sper că tot în anul viitor o să continuăm mai departe cu centura și cu celelalte lucruri și chiar și inclusiv și orașul și iluminarea stradală, care este un punct, aș spune eu, foarte pericol.
periculos, fiindcă copiii noștri, într-adevăr, mai vin, ies seara în locul care mai este la noi în parc, aici, așa numit parc, se mai distrează, mai merg pe la baruri, merg acasă, merg cu ochii închiși, așa cum vorbim noi la moldoveni. Deci avem restanță în fața dumneavoastră și sper că următorul an o să înceapă schimbările și în orașul Sângerei și în tot raionul. O să vedeți. Vă țin cont că sunt în fața dumneavoastră și în practic sunt sărbătorile de iarnă. Noi împreună cu Primăria Sângerei o să încercăm anul ăsta să vă facem o sărbătoare de anul nou, începând cu data de 21. În fiecare zi pe piața orașului Sângerei va fi un mic concert din partea direcției cultură a Consiliului Raional și o să vă rog ca să veniți într-adevăr să vă distrați, să simțiți că într-adevăr sunt sărbătorile de iarnă. Și în acest context vreau să vă felicit pe toți cu sărbătorile de iarnă, cu Crăciunul pe nou, cu Crăciunul pe vechi, cu anul nou, anul vechi și așa mai departe. Toate sărbătorile care sunt la noi în Republica Moldova, să vă simțiți bine. În anul viitor să aveți numai bucurie, fericire, să aveți dragoste de la cei dragi și ca copilașii noștri care învață în liceul Olimp să vă aducă numai note bune și numai zâmbi pe față. La mulți ani! Grație susținerii Consiliului Raional, toți copiii vor primi cadouri de anul nou, începând din clasa 1 și din clasa 12. Domnule director, am spus că dacă, eu cred că domnul primar, suntem obligați ca după anul nou să facem o adunare cu tot orașul Sângerei, la care o să-i rugăm prin remediul Institutului de Învățământ să fie prezent tot cu păreri de rău. Credeți-mă că doamna Șcanu mi-a scris foaie, 2 minute și atât, 1 și 2. Nu este corect la o astfel de manifestare care este astăzi aici, să întrebăm noi cu problemele noastre de fiecare zi, care le avem în administrația publică locală. Sper că după anul nou o să vă rugăm, o să vă invităm și împreună o să discutăm, chiar vreau cu dumneavoastră să discut foarte, foarte multe lucruri care trebuie să implementăm în orașul Sângerei. Și am nevoie, eu personal, sper că și primarul, avem nevoie de o consultație publică cu dumneavoastră. Fiindcă toate rapoartele sau toate cele care scriem noi în ziare, acolo, frumușelul ăsta, știți că nu cred că ajung până la tot. Eu, de exemplu, vreau ca să merg pe drum și să dau bună ziua la tot. Și mi să-mi răspundă. Pentru asta am nevoie ca, într-adevăr, domnul primar, vă rog foarte mult, pentru anul viitor, imediat după sărbători, să adunați orașul Sângerei, să facem adunare, așa cum o facem noi în fiecare localitate de raion Sângerei. Ce este de cadouri de anul nou? Cred că e pentru prima dată și numai la Sângerei, că am întrebat colegii din altă parte, am dat indicații să fie procurate 10.000 de cadouri pentru toți copiii de la clasa 1 până la clasa 12. Fiindcă merită toți. Vă mulțumim dumneavoastră pentru participare. În aceeași zi, la gimnaziu din satul Dumbrăvița, a avut loc adunarea generală a părinților. Grație eforturilor administrațiilor locale și raionale, școala din Dumbrăvița a cunoscut multe schimbări. Prin intermediul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, energie și biomasă, a fost construită o cazangerie pe bază de biomasă care încălzește gimnaziu și grădinița. Pentru implementarea cu succes a acestui proiect, Primăria Comunei Dumbrăvița a devenit premianta locului întâi în cadrul concursului Moldova Ecoenergetică. Despre aceasta a vorbit primarul Iurie Porcescu. Tamara Vlas, directorul gimnaziului din satul Dumbrăvița, a chemat părinții să fie mai activi și mai responsabili în procesul de educare a copiilor. Și președintele raionului Gheorghe Meaun, care a participat la această adunare, a vorbit despre importanța consolidării eforturilor din partea școlii, părinților, administrațiilor locale și raionale pentru a îmbunătăți calitatea instruirii, pentru a educa copiii sănătoși. Stimați părinți, în primul rând ce am întrebat de ce ține de asociația de părinți și câți bani colectați. Șeful direcției educației a primit așa o indicație, vă rog foarte mult că este necesar de a pune la vot. Începând cu 1 ianuarie, eu interzic ca orice institut de învățământ să colecteze bani prin orice metodă. Asta este o indicație pentru toate institutele din raionul Sângerei. Astăzi, la adunare cu părinții din orașul Sângerei au votat unanim modificarea statutului și la 1 ianuarie necolectarea banilor sub orice formă. Banii o să găsim destui, o să-i găsim. După câte vedeți, am schimbat încălțirea, aveți dotări și cu un putelaj, mai mult ca atât, că începând cu luna ianuarie o să schimbăm toate ușurile de la dumneavoastră din gimnaziu, o să facem cu fostele proprii. Ceea ce v-a spus doamna director, într-adevăr, eu cred că dumneavoastră vedeți cu toții ceea ce se întâmplă în satul dumneavoastră. Nu vreau să mă laud, am spus și la Sângerei că poate nu este tema sau metoda sau timpul de astăzi ca să spunem ceva, dar cred că se vede. Încălzirea care se face la dumneavoastră în școală sau s-a făcut deja, se vede deja și vedeți asta, tot stați la cald. Ce se face la grădiniță, dotări. Apropo, toate cadourile care au fost propuse de președintele Vlad Filat sunt alocate nu numai la școală, dar și la grădiniță. Este dotat o grupă de grădiniță cu mobilier, sunt jucării aduse, teren de joacă. Altceva, comportamentul conducerii grădiniței la sosirea domnului președinte Vlad Filat a fost un comportament
probleme negative. Asta deja aparține mie și domnul director, domnul primar, care o să ne referim cu doamna director un leac mai târziu. Nu este bine când vine un oaspet și mai ales când vine cu cadouri, să închizi ușa și să deconectezi lumina din grădiniță, domnul primar. În urma vizitei vă rog foarte mult, ori luați studiu, ori înseamnă ca să mă clarific eu. Stimați părinți, ceea ce a spus doamna director despre comunicare și securitatea copilor este foarte important. O mare parte din timp copilul se află la școală. Profesorii își fac meseria. Cazul care a fost la Sângerei, tragic pentru Sângerei, vreau să vă zic că este un caz într-adevăr ieșit din comun. Și acum nu pot să spun cine este vinovat, copilul sau că deja nu mai este bine să ierte, sau fetița care era la volan și ea însărcinată cu un copil în spate de gradul 1 în mașină. Și nu avea viteză. E practic mergea foarte încet. Copilul a decedat pe loc. Pur și simplu, la insistența mea, l-au ținut 3 ore când încercam să aduc toată medicina din Chișinău. Aici este atât lipsa de comunicare între profesori și părinți, cât și copiii nu sunt acasă instruiți cum se comportă. Se juca pe drum și până la urmă părinții presupun că nu mai întrebau este acasă copilul sau nu. Este foarte important ca dumneavoastră mai des să comunicați cu profesorii, cu dirigintele. Vă mulțumesc pentru lucrul care îl depuneți. Ținând cont că suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, așa sărbători frumoase, ca anul nou, Crăciun pe vechi, pe nou, avem o sumărie de sărbători. Numai acum ne rămâne să ne sărbătorim foarte bine. Suntem foarte atenți în ceea ce facem, ce servim, ce mâncăm, unde suntem, ce ne mergem. Vă doresc tuturor sănătate, succes, realizări profesorilor, copiilor noștri, celor frumoși să aibă note cu mult mai bune, la licee să meargă fără frică. La sfârșitul acestei adunări, reporterul postului de Radio Plus FM a solicitat interviuri de la directorul gimnaziului Tamara Vlas și primarul de Dumbrăvița, Iurie Porcescu. Da, meu nume este Tamara Vlas, directorul gimnaziului Dumbrăvița, din comuna Dumbrăvița, instituție publică. Doamne director, astăzi, spre sfârșitul acestui an, se practică aceste adunări de părinți, instituțiile de învățământ și părinții. Care sunt problemele care le abordați în cadrul acestor adunări? Problemele care le abordăm, deci sunt probleme bugetare, sunt probleme de comportament și chiar problema cu securitatea vieții copiilor. Am asistat și eu o parte din această adunare și am văzut această necesitate de comunicare între direcția școlii, autoritatea locală, pentru că aici a fost și domn primar și domn președinte al raionului, cu atât mai mult că satul Dumbrăvița, în special gimnaziul din Dumbrăvița, în anul acesta a beneficiat de un proiect foarte mare. Este vorba despre eficiența energetică a instituției, construcția acestei cazangerii pe bază de biomasă, care încălzește acum gimnaziul. Care este, de fapt, starea de spirit și reacția părinților la aceste proiecte? Atâția ani, fiind frig în școală, fiind, adică, cazangeria vechi care era pe cărbuni, tot timpul în școală era frig, deci spiritul părinților și a întregului colectiv pedagogic, deci este, așa aș zice, binevenit și sunt bucuroși, în primul rând, copiii, colectivul pedagogic și bineînțeles și părinții. Ați menționat, de fapt, și aceste donații din partea președintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova, domnul Vlad Filat, care chiar, pare mi se, la începutul acestei luni a fost aici la Dumbrăvița și a făcut niște donații, eu zic așa, importante pentru instituția noastră. Vreți să vă rog despre ce este vorba? A fost o donație importantă făcută pentru sala de informatică, unde se instruiesc copiii la disciplina informatică, de 11 calculatoare, un laptop, proiector, ecran, atât calculatoarele, cât și mobilierul pentru această clasă. Și, bineînțeles, o donație importantă a fost și pentru sala sportivă, începând de la biroul profesorului și terminând cu coarde, mingi, mese de tenis, saltele, podețe și multe altele. Deci, la fel de donații importante, se bucură și grădinița de copii tot din această comunitate. Tot mobiliere pentru două grupe a copiilor, veselă pentru toți copiii, terenul de joc este amenajat și multe altele, calculatori, imprimante și pentru grădiniță s-a dat. Știm că instituțiile de învățământ au trecut acum prin niște reforme, au trecut la autofinanțare. Chiar astăzi, domn președinte, a făcut acest anunț că deja nu se vor mai colecta bani prin intermediul asociațiilor părintești. Cum va influența aceasta asupra instituției noastre? Veți putea ține piept tuturor rigorilor? Chiar vroiam
să-i spun domnului președinte, deoarece dumnealui astăzi a vorbit despre Asociația de Părinți, că este interzis. Chiar vreau să spun întregii lumi și las să audă, să știe că Gimnaziul Dumbrăvița niciodată nu a colectat mai mult de 50 de lei, adică de la un părinte, dacă părintele are 3 copii, de numai 50 de lei pe an. Și noi aveam acele 2.500-3.000 de lei pe an, nu mai mult. Și eu cred că fără aceste 3.000, noi o să ne descurcăm foarte bine și o să fie și mai puțin vorbă. Da, mulțumesc pentru acest interviu. Din partea ascultătorilor radioului Plus FM, vă dorim și noi sărbători plăcute, sărbători fericite și să dea Domnul să aveți mai mulți copii aici în sat și să scoateți anul de învățământ numai bine. Vă mulțumesc mult, doresc și eu sărbători fericite întreg Consiliul Raional care au primit decizia să ne ajute pentru sistemul de încălzire, dumneavoastră cazierii și tuturor colegilor din raion. Mulțumesc! Iurie Porcescu, primarul Comunei Dumbrăvița. Domnule primar, a câta oară sunt aici în satul dumneavoastră? Astăzi am avut o așa ocazie mai fericită pentru că ați avut și această adunare de părinți la gimnaziu din Dumbrăvița la sfârșit de an. Această comunicare între administrația locală și părinți, copii, administrația raională, pentru că a fost și domn președinte al raionului, domnul Gheorghe Meaun, unde ați pus în dezbatere toate problemele care se mai confruntă încă satul, dar și realizările făcute pe parcursul acestui an. Hai să facem și noi o trecere în revistă pentru ascultătorii postului de Radio Plus FM despre ceea ce s-a realizat în satul Dumbrăvița, pentru că știu că odată cu vinerea dumneavoastră aici în postura de primar s-au schimbat foarte multe. Nu cu odată cu vinerea, dar dacă să luăm așa pe evenimente, derulăm toată, este pe parcursul anului de 2013, am avut sumedenie de proiecte mici și mari, care s-au implementat unul cu succes, unul care încă șede în derulare, altele sunt iar pe poliță în așteptare. Dintre acestea pot să enumerez așa proiecte ca proiectul la IFAD, reparația capitală a unei porțiuni de drum cu lungime de 1,5 km, în sumă de 2.500.000 de lei, care e preconizat deja toată procedura de achiziții, de selectarea antreprenorului, preconizat că în primăvara anului 2014, primul trimestru, să fie început lucrările. Avem proiect în depus la Fondul Eficienței Energetice. Deja la moment noi am instalat ferestrele din contribuția proprie din acest proiect, am instalat ferestrele la grădiniță. Așteptăm tot promisiuni că a doua etapă vom fi selectați într-a doua etapă. Proiect iluminarea stradală până la sfârșitul anului va fi dată în exploatare o porțiune de 3 km de iluminare stradală într-un mahalac. Pe parcursul anului făcut reparații la o porțiune de drum de 350 de metri. A fost acest proiect grandios privind construcția acestei cazangerii pe bază de biomasă, iar primăria Comunei Dumbrăvița a fost menționată, a fost chiar în primul loc de către Fondul Național Moldova Ecoenergetică pentru implementarea cu succes acestui proiect. Într-adevăr, a fost un proiect de succes pentru Comuna Dumbrăvița, încălzirea gimnaziului și a grădiniței. Hai să ne spuneți și despre acest proiect. Acest proiect deja derulează 2 ani de zile, proiect cu energie și biomasă. Noi am participat la un concurs, competiție, cele mai bune proiecte în eficiență energetică, în energie regenerabilă, în energie și biomasă. Am participat și suntem satisfăcuți și mulțumiți, chiar și avem și o mândrie pentru proiectul nostru care l-am adus la un bun sfârșit și un sfârșit, după părerea mea, bine meritat. Ne-am ales cu premiul cel mai înalt la categoria cel mai bun proiect în energie și biomasă. Proiectul nostru, care constă în încălzirea construcției centrale termice pe bază de biomasă, se încălzesc 2 instituții publice, grădinița și gimnaziu. La momentul dumneavoastră singură vedeți. Într-adevăr, e cald și în încăpere în cald, schimbat cu ajutorul Consiliului Regional, care trebuie să contribuie și dumnealor pe acordurile între aceste proiecte, când a fost derularea acestei proiecte, cu ajutorul Consiliului Regional s-a schimbat încălzirea în gimnaziu. Sistemul încălzirii toată, da. Care, într-adevăr,
Din 75 de când e construit gimnaziu, școala, medicul cum era înainte gimnaziu, a fost sistem, s-a încălzit cu oameni, copii, s-a încălzit cu sistemul vechi, care era neeficient. Pentru... Acum, vedeți dumneavoastră, e modernizat un sistem nou, modern, copiii sunt bucuroși, învățătorii, profesorii. Da, în sfârșit s-a depășit asta. Această problemă, de fapt, pentru primărie, dar și pentru instituția în cauză și pentru grădiniță, pentru că știm foarte bine că și acolo au fost foarte multe probleme și acum, de fapt, această problemă a fost dată uitării, odată construcția acestei cazangerii. Da, a fost dat uitării, dar insistența, nu că insistența la același director de gimnaziu, doamna Tamara, poate și insistența medicinului să ducem la un bun sfârșit, un proiect care, desigur, merită că proiectul nostru a ajuns să apreciat și la nivel de republică. Eu cred că e merit și raionul, același Consiliu Raional, care tot a făcut contribuții. Poate tangențial. Tangențial, da. Acest proiect Moldova Ecoenergetică, care s-a derulat în întreaga țară, iar Comuna Dumbrăvița a luat primul loc pentru cel mai reușit proiect și pentru cea mai reușită implementare, de fapt, spune despre ceva. Spune despre insistența administrației publice, spune despre interacțiunea cu comunitatea, cu organele de conducere din centrul raional și despre monitorizarea acestui proiect. Deci... Care s-au dat aportul lor. Noi, partea noastră, Consiliul Raional, mulțumim prin intermediul noastră că am avut susținere și eu cred că aceleași 5 încă proiecte tot care sunt deja implementate sau urmează să fie implementate în raionul Sângeriei, se vor bucura și ele de aceleași distinții ca cum ne-am bucurat și noi. Pe viitor sau în viitor apropiat. Deocamdată Dumbrăvița a demonstrat că este cea mai bună în această direcție. Pentru ce vă felicităm și noi și vă dorim ca pe parcursul anului 2014 să duceți la bun sfârșit ceea ce v-ați propus, pentru că am înțeles că aveți mai multe proiecte care le veți implementa aici în sat. Este vorba și despre drumuri și despre iluminare. Astăzi vorbea domnul președinte și despre acest apeduc care va veni de la Prut, pentru că știm că această zona Dumbrăvița, una din cele mai strigente probleme este problema apei. Deci va fi, de fapt, soluționată odată și pentru totdeauna, odată cu aducerea acestui apeduct. Cum credeți dumneavoastră? Da, domnul. Una că nu depinde tot de noi. Raionul sau administrația publică centrală din raionul Ungheni, care întâi merge, apeductul merge prin trânsă. Și ei au, cred că au ceva întârzieri. Nu suntem la curent, dar noi suntem pregătiți pentru oricare eventualitate a implementa cu succes acest proiect. El trece prin comunitățile noastre și e păcat că să nu beneficiem și noi de o apă potabilă din nivel. Eu cred că deja primăria Comunei Dumbrăvița a acumulat o anumită experiență și această insistență a dumneavoastră care ați demonstrat-o până acum în implementarea acestor proiecte va face ca și în viitor satul Dumbrăvița să beneficieze de mai multe proiecte și de mai multe investiții din altă parte care vin, pentru că totul depinde de cum vedeți dumneavoastră, cum comunicați cu comunitatea, care este contribuția comunității. Ne dăm foarte bine seama, pentru că odată cu integrarea în Uniunea Europeană vor veni mai mulți bani, vor veni mai multe proiecte, iar noi vom trebui să demonstrăm capacitatea noastră de a asimila acest bani și că suntem capabili să facem aceste lucruri. Cu siguranță că Comuna Dumbrăvița, atât satul cât și conducerea administrației publice locale, sunt gata pentru a asimila banii. Simplu, trebuie să scătăm aceleași resurse, aceleași fonduri, aceleași proiecte care să ne ajute să trecem pasul ăsta de... Să nu ne străduim că cât mai multe fonduri, aceleași proiecte să le putem asimila și să le implementăm pentru comunitate, pentru raion, comunitate, sat, localitate, indiferent de toate acestea. Eu sunt gata pentru a fi o sugativă pentru fondurile europene, dacă să luăm la cei. Aceeași temă a fost abordată și în cadrul adunării generale cu părinții în satul Cotiujenii Mici. Aceleași probleme, aceleași abordări. Alături de cei prezenți la adunare a fost Gheorghe Meaun, președintele raionului, care sta de vorbă cu cadrele didactice de la această instituție și cu părinții.